Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatul nostru, dr. Ovidiu Pop, profesor la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Domnule profesor, vă propun să facem un bilanț al activității scriitoricești în anul, pe anul 2015 a lucrărilor dumneavoastră. Vă rog. O să încep mai întâi cu niște amintiri și niște comentarii în legătură cu școala. Vă rog. Cu școala în general. Am avut onoarea să fiu contactat de unul din cei doi autori ai monografiei localității Românași și vreau să spun câteva cuvinte. De ce am adus această carte și de ce vreau să vorbesc puțin despre această carte. În Românași, părinții mei au fost profesori. Eu, Românași fiind un sat, o comună din județul Sălaj, pe vremuri era o comună foarte modestă, foarte săracă. Părinții mei au fost profesori și vreau să vă arăt, am adus de aceea monografia cu mine, Prima dată, cursurile școlii din Românași... Lăsați-o mai jos puțin, vă rog. S-au ținut într-o casă părăsită. Aici se vede casa, în centrul imaginii este tatăl meu cu pălărie, undeva mai sus este mama mea. Bun. Vreau să vă arăt că tatăl meu, după un timp, a construit 3 școli în Românași. Ultima a pornit construcția. În prima școală care a construit-o, se vede aici, așa era pe vremuri, directorul cu familia locuia în școală. Deci eu am copilărit în școală și am început școala în școală. A fost foarte emoționant pentru mine să scriu și despre școala din România și despre părinții mei. Aici sunt cei părinții mei, Tiberiu și Helena. Ei, de ce am vrut să fac această remarcă? Până s-a construit efectiv școala, școala a funcționat într-o casă părăsită. Ce este mai important? Locația, deci zidurile, clădirea. Sau cine face școala? Zidurile sau profesorii și elevii? De ce vreau să încep cu treaba asta? În ultima vreme au apărut tot felul de comentarii și idei care mie mi se par deplasate și n-au nicio valoare. Cine este mai atașat de școală? Nu, eu sunt mai atașat decât cu tărică. Eu sunt mai grozav decât cu tărică. Eu sunt mai urmaș al unei instituții decât alta. Mi se pare fără logică și fără sens. Eu cred că ar trebui să mergem cei care suntem atașați de școală, să ne considerăm toți urmașii celor care au construit și au ținut în spate școli. Nu sunt mulți, să știți. În Satul Mare putem aminti cu deosebit respect de Petru Bran, care a pornit în școala locală, a pornit limba română. Putem vorbi foarte frumos de Lucaciu, care a continuat, și următorii 3 profesori de limba română. Nu numai despre dânsii, dar orice profesor deosebit care a ținut o școală și a construit o școală. Nu sunt mulți, încă o dată. De aia ai undeva să fim mai rezonabili și să nu ne tot lăudăm cu niște chestiuni fără sens. Nu zidurile, nu vorbele, ci faptele contează. Asta a fost o paranteză în legătură cu școala. Da. Tot o paranteză și da, cu asta terminăm partea de început. Am zis că astăzi voi vorbi eu mai mult decât dumneavoastră. Vă rog, chiar vă rog. Nu-i rolul meu să vorbesc. Nu orice angajat al unei școli este și atașat de școală. Nu orice angajat al unei școli se poate numi și profesor al acelei școli. Hai undeva, chiar dacă condiția noastră este așa cum e și suntem priviți așa cum e, hai undeva să ne batem pentru școală, să ținem școala cât de cât, să învățăm elevii, ca să avem niște urmași și noi, niște urmași cât de cât grozav. Eu, din partea școlii pe care o reprezint, Colegiul Național Mihai Eminescu, vreau să vă spun că sunt mândru undeva, pentru că
urmașii noștri, elevii noștri care termină liceul, sunt răspândiți în toată lumea și sunt specialiști deosebiți și în fiecare an se vede când vin la întâlniri de 10, 15, 20 și așa mai departe. Au fost și întâlniri de 60 de ani, au fost 7 oameni. Când vin, vin fericiți și mândri că au terminat acest liceu. Jos pălăria! Da. Dumneavoastră, uitându-mă aici peste o listă a lucrărilor, pot să spun fără exagerare că lucrați cât o instituție, produceți cât o instituție. Numai în acest an ați scos o serie de cărți, ați publicat numeroase articole. V-aș ruga să vă referiți la lucrările noastre. Mă compar cu mari scriitori care au apărut acum, care din diverse locuri scriu cărți în zile. Deci eu sunt fericit, totuși într-un an am scos 3 volume. Primul volum care a apărut este un volum de istoria liceului. Eugen Seleș a fost directorul liceului 20 de ani. S-a remarcat ca un profesor deosebit. A fost implicat în viața socială și culturală a județului. A fost șeful Astrei. În acest volum, scris singur, sunt foarte, foarte multe informații și cu această ocazie am făcut și un lucru deosebit. Pe zidul liceului am așezat o placă în memoria dumnealui. A fost un om deosebit, o completare și dumnealui cu familia a locuit în liceu. Așa era moda în perioada interbelică. El din 20 până în 40 a fost directorul acestui liceu. Această carte a fost lansată cu ocazia zilelor colegiului Mihai Eminescu din satul mare. A fost un eveniment deosebit, ați participat dumneavoastră și dumneavoastră ați văzut, au fost în sală și profesori de altă dată ai liceului, acum pensionari. A venit și directorul liceului Dragoș Vodă din Siget, Ionica Berci. Acolo, acel liceu a fost înființat de dr. Eugen Seleș. A fost primul director al liceului din 1919 până în 1920, când a venit la noi. A fost și Cristian Heuberger, directorul liceului, Colegiului Național și încă din Baia Mare. Vreau să vă spun că cele două licee s-au înființat deodată cu liceul nostru în 1919. Este o mică diferență, totuși, acest liceu, care acum este Colegiul Național Mihai Eminescu, este primul liceu din România cu numele Mihail Eminescu, așa îi spunea inițial, Mihail Eminescu. Bun, da. Tot în legătură cu Seleș, vreau să mai spun ceva. După ce am terminat volumul, am descoperit, să zic așa, că Eugen Seleș, în 1918, a participat la Alba Iulia ca delegat cu drept de vot. E o chestiune deosebită, Acest articol l-am publicat în revista Eroii Neamului, revistă scoasă de un alt absolvent al liceului Mihai Eminescu, domnul colonel Șichet Voicu. Da, deci revenind la Eugeniu Seleș, merita din plin omagiul pe care l-ați adus și prin acea carte. Eu ca matematician mi-am făcut datoria. Deci, cam atâta a spune despre prima lansare. Observați și pe și pe ecrane, imagini de la lansare. Volumul Seleș este volumul numărul 7 al caietelor eminescienilor sătmăreni. Da, să precizăm că aceste caiete reprezintă un fel de monografie în care sunt omagiați profesorii remarcabili ai Colegiului Național. Din perioada interbelică mai ales. Această serie a fost pornită de mine. Da.
E o serie foarte frumoasă, dacă tot istorie curată. Dacă tot am ajuns la seria pornită, cum o vedeți dezvoltată și continuată? Deci în acest moment, împreună cu dr. Viorel Câmpian, pregătesc volumul 9. Volumul 8 este aproape gata. Este vorba despre un absolvent al liceului, a terminat liceul în 1929, se numește Vasile Țânțaș. Este fratele pictorului Ion Țânțaș. Sper că în martie vă invit la lansare. Volumul 8 apare sub îngrijirea mea. Volumul 9 va fi un volum care va fi scos de domnul Aurel Pop și sper să se continue, să se mai implice și alții. Am înțeles că și domnul Marius Horșia pregătește, adună material pentru următorul volum. Da, foarte bine că sunt colaboratori. Până trecem la a doua lansare, vreau să vă mai spun ceva, nu numai despre mine, ci așa în general. Din partea celor care scriu, este așa, să zicem, un sentiment de modestie. Nu le place să spună multe. Pentru că marea masă, când a celor care nu fac, când aud treaba asta, zic că se laudă. Ei, eu vreau să vă propun și dumneavoastră și vreau să le propun și celorlalți care vor veni să vorbească despre activitatea lor, să se laude. Pentru că a spune ce ai făcut nu este o laudă, sunt niște fapte. Nu este ușor să faci. Este foarte greu să scrii o carte bună, nu să-ți o scrie altul și să-ți pui numele sau să o plătești sau nu. Deci este foarte greu și eu zic că nu este o laudă să te lauzi, să spui ce ai făcut. Bine. Și vreau iară să aduc în atenție această carte, de exemplu, cu care mă mândresc foarte mult. Această carte am scris-o cu prietenii mei Mihai Bențe și Nicușor Minculete, doi doctor în matematică, oameni deosebiți, lucrează în Brașov. Această carte mi-a fost cerută deja de doi universitari din SUA, din Grecia. Este recenzată pe site-ul Asociației Europene de Matematică și vreau să vă mai spun că prefața e semnată de Temistocle Rasias, profesor la Universitatea din Atena. Este o monografie care e citată deja într-o carte și în nu știu câte zeci de articole. Fiind și este limba, o mândrie pentru fiind mine. Și în limba engleză, da. Are o circulație și da. Un acces, au mai mulți acces la lectura ei. Sigur. Completare, v-aș ruga să nu mă întrebați câți profesori mi-au cerut-o spre cumpărare, să zic așa, din acest județ. Deci mi-au cerut-o din lume, din România, dar din județ nu prea. Asta este iarăși o dramă, nu numai a matematicienilor, ci în general a celor care scriu. Cărțile nu se achiziționează, nu se vând, mai clar. Nu știu de ce este rezistența asta. Și nu mai e plăcerea cum era înainte, plăcerea de a avea biblioteca ta, de a citi, de a fi informat și așa mai departe. Nu numai la matematică, la toate am observat că este. Și e păcat. Fără a ști, nu poți să mergi mai departe. Interesant că dacă ne gândim numai la biblioteci, dacă ar achiziționa și deja, da. Am donat-o criterii la câteva biblioteci, inclusiv la noi la școală, da. Am donat-o, dar asta e. Vă dați seama, ca autor, pe mine m-a costat și pe ceilalți doi foarte evident. Mult. Deci nu se pune problema de a câștiga ceva, că nu scoți nici măcar investiția. Nu-i vorba de nervi, timp și așa mai departe. Ca idee. Ei, tot aici, ținând seama de ce v-am spus adineaori, vreau să fiu eu primul lăudăros și vreau să spun că
Am scris câteva zeci de cărți, am scris până acum 150 de articole, dintre care cam 100 sunt științifice, restul sunt nivel mediu și metodice, 150 de articole publicate în reviste din România și străinătate, inclusiv în SUA, în Ungaria, în Bulgaria, în Australia, în Polonia, așa, le-ați așa mai departe. Le-ați scris în engleză? Cum? Le-ați scris în engleză? Numai. Deci, da. Articolele valoroase și cărțile valoroase, ca să circule, trebuie scrise într-o limbă de circulație. Vreau să vă spun că, deci aici e CV-ul meu, vreau să vă spun că am participat la peste 30 de conferințe, sesiuni de comunicări și așa mai departe. Am scris în jur de vreo 30 de articole care nu sunt matematice, pe lângă cele 150. Am scos câteva broșuri, sunt coautor la câteva manuale și, ultima treabă, sunt autor și coautor la 9 volume de istorie și un volum de eseuri. Da. Acum, dacă ați ajuns în acest punct, pentru tinerii care și-ar dori să scrie și ei despre, așa, dacă putem intra puțin în bucătăria scriitorului, cum v-ați orientat, cum v-ați ales subiectele? Deci, în matematică, de exemplu, există foarte multe ramuri. Cartea de care v-am vorbit înainte este o monografie relativ la patrulater. Conține cam tot ce se știa în 2013 despre patrulater în toată lumea. Ei, imaginați-vă pentru aproape tot, că nu poți să zici că știi chiar tot. Ei, ca să ajungi aici trebuie să citești foarte mult. Din păcate, trebuie să ai o bibliotecă. Trebuie să ai foarte multe copii după articole, trebuie să ai acces la reviste unde au apărut, trebuie să știi că există acele reviste, trebuie să ai prieteni în toată lumea care să-ți trimită, uită-te acolo sau să-ți trimită articolul. Deci este o muncă titanică. Bibliografia, cum ați identificat-o? Bibliografia are câteva sute de titluri aici, la sfârșit. Hai să mă uși cât. Aproape 100 de titluri. Așa, da? Zicem la primele lucrări. Cum ați pornit? Deci, primii pași în scriere. Geometria a fost o pasiune și de când eram elev. Și a continuat și ca student și apoi ca profesor. Eu de când eram elev am început să public în revista noastră, numită Gazeta Matematică, probabil cea mai veche revistă care, din lume de matematică, care a apărut neîntrerupt. 1895 a apărut primul număr. Și în perioada războiului a apărut. În legătură cu această revistă, unde am început să public ca elev, vreau să vă spun că s-a făcut o statistică din 1895 până acum 10 ani, dacă bine îmi amintesc, cei mai harnici propunători de probleme. Și strecut cei care au trecut de 100 de probleme. Deci în total peste 100 de ani. Pe poziția 50 și ceva mă găsesc eu, deci de la primul număr, de la înființare până, da. Și mai e tot de la noi din județ, cu peste 100 de probleme, profesorul Traian Tămânean din Carei. Din Carei. Deci e ceva deosebit. În toată România sunt foarte puțini care au trecut de 100 de probleme. Dacă îi lăsăm la o parte pe cei care nu sunt, înseamnă că bănuiesc că probabil suntem în viață cam 20 care avem peste 100 de probleme publicate. Deci ați pornit din pasiunea față de geometrie cu alegerea subiectului. Și aici e ramura geometrie relativ la patrulater. Despre triunghi s-a tot scris, inclusiv un matematician român celebru, Traian Lalescu, geometria triunghiului, și atunci primul pas dincolo de triunghi, să zic așa, este patrulaterul. Chiar dacă mi se pare ceva... Prea simplu mi se pare mie. Dar, cum să vă zic,
Nu-mi imaginez ce pot scrie într-o carte despre un simplu patrulatel. Se pare că, așa se zice, că Dumnezeu, înainte de a construi, de a face lumea, a studiat geometria. Deci, aici este numai o parte despre ce se știe despre patrulatel. De când a apărut cartea, deja au apărut încă foarte multe chestiuni. Și acum tot găsesc lucruri noi și... Deci trebuie să fiți la curent cu literatura de specialitate. Informație enormă. Și de acolo vă puteți inspira asupra unor subiecte. Deci odată punem tot ce au făcut alții, că așa e frumos. Da. Tot ce au făcut alții, după aia completări, sunt foarte multe rezultate de ale celor trei autori. Și vreau să vă spun că în vacanța de iarnă la Brașov am fost la fiica mea, m-am întâlnit cu cei doi prieteni ai mei și chiar am zis că peste un număr de ani, când vom fi puțin mai liberi și mai liniștiți, să scoatem o nouă ediție adăugită și completată. Merită, merită. Munca, dacă vrei să faci ceva, munca de, să zic așa, un cuvânt mare, munca de cercetare, deci de informare, de adunare de date, de cercetare, deci rezultate proprii nu se încheie niciodată. Și foarte laborioasă și foarte laborioasă, e foarte stresantă și fizic și psihic. Și vedeți, în ultima vreme lumea se laudă cu incultură, cu avere, cu scrieri copiate și așa mai departe. Eu cu titluri? Ce urmăresc? O să revenim la modelele despre care sper să vorbiți. Acumularea de bani, de avere și de titluri academice. Asta încă e foarte interesant. De unde a pornit chestiunea asta? Cu ce este interesant? Un individ, eu nu-l pot să zic om, eu nu-l pot pricepe, un individ care are tot, are bani în prostie, nu știu ce lipsește, fudulia. Dar deoarece mintea nu-l ajută, că totuși să faci o treabă din asta ușoară, ce face? Își cumpără titluri, da. Își face castele în cimitire, sau în cimitir, să zic așa, se face politruc și așa mai departe. Deci, când ai totul, dar dacă vrei să lași o urmă, o chestiune valoroasă. Și temeinică. Asta înseamnă muncă așa. Da. Deci asta ziceam, unii se laudă cu averi și cu... Și ce interesant și acum, să știți, mulți încă după mine, e o greșeală, se laudă cu incultura. Și hai să fiu puțin rău. Un om după mine trebuie să fie reprezentat de fapte. Nu de originea socială, apartenența politică, simpatiile politice, simpatiile religioase sau... Nu asta trebuie să... Dar vedeți și acum, mulți se laudă. A, eu am fost sărac, eu am fost așa, eu am fost drept. Da, da. De exemplu, eu pot să spun, în timp ce ăla sărac, partidul ținea pe banii noștri, pe banii părinților mei și a bunicilor, la facultate, cu bursă și gratuită și așa mai departe. Mie niciodată nu mi-a dat un leu. Eu n-am avut bursă, deși am avut medii foarte mari. Și atunci eu pun problema invers. De ce numai cei umili să se laude cu originea, dar în timp ce ei se lăudau, cei care erau loviți, ce să zică? Deci nu ăstea sunt hotărătoare. Faptele. Ai făcut ceva? N-ai făcut. Să nu credeți că sunt rău. Eu admir foarte mult și oamenii, să zicem așa, comuni, simpli. Fără ei n-am putea trăi. Mulți am pornit din familii foarte modeste, să zic așa, care au muncit mult ca să se facă primul pas, al doilea pas, al treilea pas. Deci asta nu înseamnă că eu desconsider pe cei care nu fac, care nu sunt ca mine. Dar mă deranjează foarte mult când un individ de acest tip se supralicitează și lovește în cei care fac. Nu e bine. Și nu le facem nicio plăcere dacă tot timpul îi lingem pe acești indivizi. E la modă acum. Da, din păcate. Uitați-vă, și
Avem timp. Da, da, bineînțeles. Să afle și telespectatorii tot ce am spus și voi mai spune. Pentru tot ce am spus și voi mai spune, dumneavoastră sunteți de vină. Eram în vacanță la Brașov și zilnic citeam presa locală. Și ați făcut niște remarci în urma unui eseu în care se vorbea foarte mult și nu se spunea nimic. Da. Dumneavoastră ce a cerut acolo? Fapte. Ei, fapte sunt. Și v-am trimis un mail, sunt în satul mare, în județ, profesori care scriu, dar nu se știe și nu se spune nimic despre ei, și eu îmi rapăr tagma mea, casta mea. De ce să ne fie rușine de treaba asta? Din păcate, la toate aceste manifestări, să le spunem culturale, prezența este sub orice critică. Ați văzut. Aici ai o problemă mare. Da, din păcate, dau tonul în această direcție instituții de cultură și de învățământ de la care ne-am aștepta să producă cărți și articole produse de valoare, de mare valoare. Dimpotrivă, abundă de generalități, în generalități și citind statistici. Cifre Tot care nu spun felul, nimic. da, nu te alegi cu nimic după un Dar și material. punctajul, să știți, punctajul pentru activitate științifică, punctajul pentru volume, să zicem, punctajul pentru activități deosebite, e nesemnificativ. În schimb, punctajul pentru nimicul făcut bine e foarte Pentru consistent. spectacol, poate mai degrabă, da. Pentru partea de Asta e. spectacol. Vă rog să mai treceți și la alte lucrări, Deci, altă lucrare care prima să vă... lansare a fost un volum de istorie. Da. A doua lansare a fost o dublă lansare și pentru mine a fost un eveniment deosebit și voi începe cu acest volum. Eu sunt matematician. A, da, asta e curios. Bun. Asta e. Să explicați curiozitatea aceasta. Dacă spun la un anumit nivel că sunt matematician, se zice că matematician este o noțiune destul de pretențioasă și adevărat. Și abstractă. Bun, dar eu zic că cineva care face matematică, deci nu numai povestește matematică, adică spune ce au făcut alții, deci unul care Da. efectiv face, scrie matematică, ăla se poate. Acel om se poate numi matematician. Și deoarece eu am publicat cărți de matematică și articole, eu mă consider matematician. Dar cineva care povestește ce fac alții, eu zic că este un profesor de matematică care poate fi foarte bun și jospălăria. Jospălăria. Nu este ușor să scrii pentru că tot timpul ești atacat. Și vă dau un exemplu. Acum, nu mulți ani, unui profesoraj de matematică i-am dat un volum de-a meu cu dedicație. Colegial, prietenește, tralala. În câteva secunde mi-a desființat volumul făcând așa. Nu-i bine asta, nu-i bine asta, dar și așa mai departe. Și la sfârșit, totuși, l-am întrebat, dar dacă ești așa de bun și de grozav și atâta știi, de ce nu scrii? Ce ai produs? Păi zice, eu am de crescut copii, nu ca tine. Am Da. două fete. Eu am de lucru la partid, nu ca tine. Înțelegem? Da, bun. Da. Revin la ale noastre. Mă mândresc foarte mult cu acest volum de eseuri și vreau să vă spun că am scris ce am simțit în diferite momente pe parcursul mai multor ani. Oameni deosebiți pe care i-am cunoscut, evenimente deosebite la care am participat, evenimente în care am fost implicat, lansările mele de carte din ultima perioadă, oameni pe care îi respect, oameni cu care am colaborat și de-aia mă mândresc. Completare. Coperta, soarele de pe copertă este al nepoatei mele, Andra Pestrea, iar culoarea este a nepoatei Antonia Pestrea, nepoatele mele la care țin extraordinar de mult și abia aștept să ne întâlnim, să ne jucăm. Numai și numai să ne jucăm. Da.
Poate mai insistați asupra acelei cărți, pentru că cum ați combinat sau cum ați trecut de la matematică la o activitate, să zicem, mai mult literară? Eu văd o mulțime de profesori de română care nu au cărți și n-au curajul să abordeze o astfel de subiecte. Tatăl meu a fost profesor de limba și literatura română și profesor de istorie. Înainte de a termina gimnaziu, mi-a dat voie și am citit toată biblioteca. În liceu nu prea am citit, m-am ocupat în primul rând de matematică. De matematică am pornit să mă ocup din clasa 5-a. A fost un noroc. Ce v-a atras spre matematică? Dacă ziceți că din familie era altă formație. E foarte complicat să vorbească un matematician despre matematică. Foarte ușor să vorbească un om care nu-i matematician despre matematică. E foarte complicat. Deci depinde de partea interioară, de felul de a vedea lumea, de... Haideți să vă spun un secret. Deci pentru mine a fost un șoc în clasa 5-a când am deschis din întâmplare un volum de geometrie și am văzut că într-un triunghi există 9 puncte celebre găsite pe care se află pe un cerc. Teorema lui cercului Euler. Nu-mi venea să cred. Era ceva deosebit. Și atunci undeva curiozitatea asta a început la o vârstă fragedă și după aia a venit așa de la sine. Deci cam asta ar fi povestea, dar matematica, pentru fiecare om care face matematică, e o provocare foarte mare. Și aș vrea să vă spun aici că matematica te face, îți dă și un mod de a fi ca om, dar te face să înțelegi și ce mic ești ca om. Cât ai de învățat? Românește zis, cât de prost ești. Pentru că în matematică niciodată nu poți să zici că ai terminat cu ceva. Dar matematica, prin faptul că este o disciplină foarte logică, îți organizează viața, gândirea, felul de a vedea lucrurile, felul de a înțelege viața. Asta nu înseamnă, vă spun, o chestie personală, sunt foarte dezordonat cu chestiile materiale. Numai cu matematica sunt foarte ordonat. Așa, ca un fapt divers. Soția mea știe mai bine treaba asta. Sunt matematician. Sunt matematician. Iarăși apare prietenul meu foarte bun, Mihai Bențe din Brașov. E doctor în matematică. Suntem prieteni de foarte mulți ani. În acest moment este director la Liceul Odie Andrei din București. Ne întâlnim în fiecare an de câteva ori. Este foarte bun problemist. Și acest volum conține câteva, 200 și ceva de probleme din cele câteva mii de probleme. După ce criteriul l-ați selectat? Deci ne-am ghidat când am ales problemele, să pornim de la mic spre mare, să nu fie nici probleme foarte dificile, nici prea ușoare, dar să fie probleme personale și cel care răsfoiește volumul să învețe ceva, să vadă, să simtă frumusețea matematicii. Conține probleme din toate ramurile matematicii școlare. Are și câteva probleme care depășesc nivelul liceal. Dar multe din problemele de aici sunt publicate în revistele din România și din străinătate. Sunt probleme care nouă ne-au plăcut ca autori. Deci sunt problemele noastre, cum se zice, copiii noștri. Și acest volum începe să circule, a ieșit anul trecut, începe să circule. Vreau să vă spun că prefața e făcută de Barrero, un profesor spaniol de la Universitatea din Catalania. Antrenează echipa care participă la Olimpiada Internațională din partea Spaniei.
Anul trecut am plinit 60 de ani, am scris câteva rânduri despre dumnealui, este un om deosebit, cu mare drag a scris prefața. Nu-l cunosc personal, numai de pe mail-uri și din articole și cărți și probleme. Cartea deja mi-a fost cerută de mai mulți matematicieni recunoscuți, le-am dat-o cu plăcere, din păcate nu prea am avut succes unde am vrut, adică la profesorii care se ocupă pentru activitatea de excelență. E păcat, pentru că totuși multe din problemele de aici s-au dat la diverse etape ale Olimpiadei Naționale de Matematică, ale concursurilor județene, interjudețene și așa mai departe. Deci, eu cred că ar avea de învățat și elevii și profesorii. Da, asta e. Aveți am terminat. Reviste. Așa, n-am adus aici, din păcate. Am mai participat la o carte cu mulți autori. Am un prieten foarte bun la Timișoara, se numește Ion Bârchi Damian. Scoate revista de matematică a elevilor din Timișoara, RMT, și în fiecare an scoate un volum cu problemele date la Olimpiada. Faza locală, faza județeană și națională. Gimnaziu, în ultima vreme. Ei, un număr restrâns de profesori din România participă la pregătirea acestui volum prin soluțiile problemelor, comentariile problemelor și unul dintre cei care participă în fiecare an sunt și eu. Toți care participă sunt profesori cu experiență didactică și profesori recunoscuți în România ca profesori problemiști. Ce condiții specifice pune problema coautorilor? Cum vă găsiți? Cum vă sudați colectivul? Cum vă organizați? Deci la Timișoara e destul de simplu. Acolo editorul volumului alege. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Acolo este simplu. Acum, în legătură cu partea de matematică o să vorbesc, cele da. Două volume care le-am adus aici. Cei doi autori cu care am lucrat, Nicușor Minculete și Mihai Bențe, ne-am împrietenit având această pasiune comună și lucrând în domenii apropiate. Geometrie, matematică, nivel liceal și probleme pentru concurs. Și atunci, ei sunt recunoscuți în țară, am luat mai întâi legătura pe mail, după aia ne-am întâlnit, ne-am împrietenit și așa au ieșit cărțile. Nu, foarte greu, foarte greu se scrie un volum singur. Și acum ajungem, dacă îmi dați voie, la partea cealaltă. Eu sunt matematician. Deoarece sunt absolvent al, pe vremea mea se numea Liceu Mihai Eminescu, promoția 1976, deoarece eu am primit ceva de la acest liceu, eu merg pe ideea că trebuie să și dau. Din păcate, nu toți gândesc așa. Ei, în afară de matematică, deci eu în fiecare an donez foarte multe cărți, biblioteci și așa mai departe, în afară de matematică am pornit această serie cu caietele eminescienilor sătmăreți. Deci ați pornit o idee unei recunoștințe față de instituția care v-a format? Bun, la început și eu m-am speriat. E foarte greu ca un matematician să facă altceva. Evident. Dar am avut o experiență frumoasă. Am un prieten la București, redactor la Gazeta Matematică, Marcel Țena, și a scris două monografii. Și profesor, doctor în matematică, un om deosebit. Și vorbeam cu dumnealui la telefon și mi-a spus treaba asta și zice, măi, Ovidiu, fii atent, hai să nu ne fie rușine. Noi, matematicienii, putem face și altceva. Ceilalți nu-i sigur că pot face matematică. Așa. Atunci am prins curaj. Ei, primul volum de istorie l-am scris cu
domnul doctor Viorel Câmpian. E un om extraordinar, extraordinar. Am învățat foarte multe la Tunea. Am prins curaj, am avut noroc cu celălalt prieten deosebit al meu de aici, al domnul doctorant Aurel Pop, care ne-a tipărit volumul care l-am scris prima dată. Când îs doi, e mult mai comod, volumul e mai valoros, pentru că sunt doi oameni care gândesc. Probabil unul are și o privire critică asupra scrisului celui și reciproc. Da, evident. Deci fiecare învață de la fiecare și, da, bineînțeles, sunt și negocieri și așa mai departe. Ei, din cele 7 volume, în afară de 2, la toate sunt cu autor. Iar la 2 volume sunt singur autor, la Sele și la Pop Alexandru, care a fost profesor de matematică la liceul nostru. Dar foarte mult m-au ajutat prietenii. Am prieteni peste tot și am colaborat și m-au ajutat foarte mult la aceste volume. Și vă rog să-mi dați voie să le citesc numele, pentru că merită. Profesor universitar Dr. Dorel Duca, profesor universitar Dr. Ioan Purdea. Cu dumnealor am scris două manuale pentru liceu. Foarte greu de făcut, să-i mulțumesc și să fie și aprobate. Cu domnul Duca am mai scris și două articole ISI, dacă ca o paranteză, pentru înaintarea în grad academic. Acum se iau în considerare numai articolele ISI, restul n-au nicio valoare. Mai departe, conferențial universitar Dr. Dan Bărbosu de la Universitatea de Nord Baia Mare. Conferențial universitar Dr. Nicușor Minculete, lector universitar Dr. Laurian Pișcorean, lector universitar Dr. Dan Miclăuș, Dr. Mihai Bențe, am mai pomenit de dumnealui, Dr. Cătălin Barbu din Bacău, este alături de Mihai Bențe, cred că sunt singurii din România care sunt profesori de liceu și au revistă de matematică recunoscută pe plan internațional, fiecare, și în care se publică numai articole în limba engleză și numai articole de un anumit nivel. Dr. Kish Sandor, Dr. Petru Braica, Dr. Adrian Indrea, Bătinețul Giurgiu, un profesor celebru de la București, acum pensionar, de la care am învățat geometrie și am scris câteva articole foarte frumoase cu dumnealui. Un profesor deosebit, Gheorghe Sâleși din Siget, Dorin Marghidanu, un profesor deosebit din Corabia, cu care am scris iarăși câteva articole deosebite, Traian Tămâian, Adrian But, Mircea Lascu, Bârchi Damian. Deci aceștia sunt matematicieni. Acum, Dr. Viorel Câmpian, Dr. Lucian Cucuiet, doctorant Marta Cortea, doctorant Aurel Pop, fosta mea elevă Carmen Bratosin, doamna profesoară Mariana Molnar. Vreau să vă spun că probabil este unica revistă din România, revistă școlară în limba franceză. Primul număr format vechi a apărut prin 1936 la noi la liceu, sub conducerea unui profesor de la noi la liceu, Aurel Peia. Deci a preluat o tradiție? Da, doamna a apărut câțiva ani. Mai avem mai puțin de 2 minute. Da. V-ar putea să... Și de știți povestea. Da. Și doamna Mariana Molnar a început să reediteze acest volum. Ei, am participat și aici cu elevi, cu articole în limba franceză. Domnul Voicu Șichet, absolvent al liceului, vreau să vă mai arăt ceva. În ultimul număr am scris despre, împreună cu fosta mea elevă Carmen Bratosin, eminescieni, profesori la Liceul Institutului Român din Sofia. De la Liceul Eminescu, trei profesori au fost profesori la Liceul Român din Sofia, care acum se numește Liceul Mihai Eminescu. S-a reînființat în
în 1999. S-a reînființat, s-a desființat în 47. Unul dintre ei, Gavril Barbu, a fost directorul liceului român din Sofia. Am găsit niște date foarte interesante despre acest liceu, inclusiv ștampila liceului din perioada interbelică. Este lupaică, nu este vulpe. Ați găsit, da, probabil prin arhive, pe unde ați găsit, da, documente. Din păcate, chiar dacă ar mai fi multe de spus... Încă o secundă și termin. Vă rog. Mai am doi prieteni foarte buni cu care am colaborat, profesor Marius Horșa de istorie și doamna profesor documentarist Sanda Rațiu. Da. Și în final, mulțumiri familiei, în mod special soției, pentru sprijin. Sperăm să fie de, cum să zic, o lecție pentru instituțiile care nu au istorie, așa le spun eu. Nu au fost în stare să editeze o monografie, să-și evoce personalitățile importante care au trecut acolo, instituții, din păcate, chiar din învățământ, ale celor care îi învață pe alții cum să scrie, dar ei nu fac acest efort. Cu aceasta vă mulțumim pentru participare la emisiune, iar telespectatorilor le mulțumim că au fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV, fiindcă avem emisiuni interesante.